să vă așezați pe locurile care v-au fost destinate. Declarăm deschise lucrările ședinței de constituire a Consiliului Județean Bacău, mandat 2020-2024. Așa cum prevăd dispozițiile codului administrativ, aceste lucrări sunt publice și se desfășoară în sala mare de ședință a Centrului de Afaceri și Expoziții din municipiul Bacău, calea Dr. Alexandru Șafran. După cum bine observați, a fost agreată o variantă restrânsă de participare a invitaților, tocmai pentru a se respecta condițiile legale impuse pentru prevenirea apariției și limitarea transmiterii infecției cu SARS-CoV-2. Vă mulțumim pentru participare și vă invităm să vă ridicați întrucât urmează intonarea imnului de stat. Conform articolului 116, alineatul 4 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier județean, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni, ale căror mandate au fost validate. Potrivit acestor dispoziții, onoarea de a conduce lucrările ședinței de constituire revine doamnei consilier județean Elena Cosma, născută la data de 21 ianuarie 1953, pe care o felicit și o invit să preia conducerea ședinței de constituire. De asemenea, rezultă că cei mai tineri consilieri județeni sunt domnul Ion Cucerescu, născut la data de 26 ianuarie 1992, și domnul George Bogdan Pleșca, născut la data de 1 februarie 1990, pe care îi felicit și îi rog să o asiste pe doamna Cosma Elena. De asemenea, din partea instituției prefectului județului Bacău, prezent la ședința de constituire a Consiliului Județean, este domnul Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, care urmează să ne prezinte ordinul numărul 359 pentru convocarea consilierilor județeni la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bacău ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Bună ziua! Ordin privind modificarea ordinului de prefect numărul 351 din 19.10.2020 pentru convocarea consilierilor locali județeni la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bacău, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Având în vedere referatul numărul 21.429 din 22.10.2020 a Serviciului Juridic, adresa numărul 16.566 din 22.10.2020, a secretarului general al județului Bacău, înregistrată sub numărul 21.429 din 22.10.2020 și prevederile articolului 116, aliniatul 1, articolul 172 și articolul 187, aliniatul 2, din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 275, aliniatul 1, ordonanța de guvern de urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul ordin. Articolul 1. Se modifică articolul 1 din ordin de prefect, numărul 351, din 19.10.2020,
pentru convocarea consilierilor județeni la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bacău, ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, în sensul că data la care sunt convocați consilierii județeni la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Bacău este 24 octombrie 2020, ora 13. Articolul 3. Serviciul juridic din cadrul instituției prefectului județul Bacău va înainta prezentul ordin secretarului general al județului Bacău, care va comunica consilierilor județeni, ale căror mandate au fost validate, data și ora ședinței privind ceremonia de constituire, conform articolului 116 aliniatul 3 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, fac precizarea că numărul membrilor Consiliului Județean este de 36, astfel cum a fost stabilite prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 226 din 14.07.2020, în funcție de numărul de locuitori ai județului, conform populației după domiciliu, iar în urma alegerilor din 27 septembrie 2020, prin încheierea numărul 88 din 14.10.2020, pronunțată de Tribunalul Bacău, secția 1 civilă, din cei 36 consilieri județeni aleși, au fost validate mandatele a 34 de consilieri județeni și invalidate două mandate. Prin aceeași încheiere, au fost validate mandatele consilierilor județeni supleanți, ceea ce a însemnat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 116, aliniatul 1, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv validarea unui număr de mandate de consilieri județeni mai mare decât primul număr natural strict, mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Județean, stabilit potrivit articolului 112 din același act normativ. Doamna secretar general. Bună ziua! Domnul secretarul general al județului Bacău, doamna Irena Cătălina Zahăr, să prezinte încheierea pronunțată de tribunal, prin care sunt validate mandatele consilierilor județeni declarați aleși. Încheierea numărul 88 din 2020, ședință Camera de Consiliu de la 14 octombrie 2020, instanța constituită din președinte Gialina Dorneanu, grefier Giliola Ramona Avram, pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent secretarul general al județului Bacău, având ca obiect validare mandat consilier, fără citarea părților. S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, care evidențiază părțile, obiectul pricinii, modul de îndeplinire a procedurii de citare, arătând că procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părților. Instanța constată că procedura este completă, dispune rectificarea citativului în sensul că, în calitate de petent, va figura secretarul general al județului Bacău și reține cauza în pronunțare. Tribunalul, deliberând, constată următoarele. Prin sesizarea secretarului general al județului Bacău, înregistrată sub numărul 2428/110/2020, pe rolul Tribunalului Bacău, s-a solicitat să se dispună validarea mandatului următorilor consilieri județeni: Pamfil Gel Ionuț, Pravăt Silviu Ionel, Hârțescu Roxana Elena, Budacă Vasile, Gavriliu Adrian, Nistor Adrian, Ena Pavel Iulian, Izvoran Vasile, Cucerescu Ion, Cosma Elena, Droiman Alexandru Robert, Patrice Emilian, Munteanu George Daniel, Filip Daniela, Andrieș Ionuț, Țară Lungă Gabriela, Ichim Cristian Paul, Olteanu Petre Cezar, Boca Laurențiu, Mititelu Mihai, Grițcu Gabriel, Cristea Tina Oana, Iftime Florentin, Șova Sorin, Păslaru Marius, Nechita Nicolai, Necula Cosmin, Țaga Aurelia, Pădureanu Stelian Leonard, Vreme Valerian, Melinte Ion, Poșa Irina Diana, Coșa Maricica Luminița, Scripăț Constantin și invalidarea mandatelor consilierilor Teslaru Vasile, care a renunțat la acesta, și Pădurarul Mihai, pentru nedepunerea tuturor documentelor prevăzute de articolul 114 aliniatul 2, literele de la A la litera E. S-a mai solicitat și validarea mandatelor consilierilor supleanți Pleșca George Bogdan și Egarmin Ana Maria. La dosar au fost atașate în scrisuri doveditoare ale propunerii de validare, respectiv invalidare, pentru fiecare din consilierii declarat ca fiind ales. Analizând această sesizare, precum și în scrisurile depuse la dosar, tribunalul constată că aceasta este întemeiată.
Potrivit articolului 172, care face trimitere la articolul 114 din Codul Administrativ, mandatul unui consilier județean este validat dacă, la data pronunțării încheierii, consilierul județean declarat ales îndeplinește cumulativ următoarele condiții. A. Are domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie. B. Nu și-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar. C. Nu și-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la articolul 121 alineatul 1 sau prin hotărâre definitivă a instanței judecătorești după caz. Mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului în condițiile legii. Nu a renunțat la mandat în condițiile articolului 115 și nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripție a judecătoriei, în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au fost desfășurate alegeri. Analizând înscrisurile depuse, instanța constată îndeplinite condițiile menționate pentru domnii consilieri Pamfil Gelionuț, Pravăt Silvionel, Hârțescu Roxana Elena, Budacă Vasile, Gavriliu Adrian, Nistor Adrian, Iena Pavel Iulian, Izvoran Vasile, Cucerescu Ion, Cosma Elena, Droiman Alexandru Robert, Patrice Emilian, Munteanu George Daniel, Filip Daniel, Andrieș Ionuț, Țarălungă Gabriela, Ichim Cristian Paul, Olteanu Petre Cezar, Boca Laurențiu, Mititelu Mihai, Grițcu Gabriel, Cristia Tina Oana, Iftime Florentin, Șova Sorin, Păslaru Marius, Nechita Neculai, Necula Cosmin, Țaga Aurelia, Pădureanu Stelian Leonard, Vreme Valerian, Melinte Ion, Poșa Irina Diana, Coșa Maricica Luminița, Scripăț Constantin. În ceea ce îi privește pe domnii consilieri Teslaru Vasile și Pădurarul Mihai, instanța constată că domnul Teslaru Vasile a renunțat la mandat, iar domnul Pădurarul Mihai nu a depus toate documentele prevăzute de articolul 114 alineatul 2 literele AE, s-a depus doar cazierul judiciar și copia actului de identitate, astfel că mandatul obținut de aceștia urmează a fi invalidat. În consecință, urmează a fi admisă propunerea de validare a consilierilor supleanți de pe lista Partidului Social-Democrat, Pleșca George Bogdan și Egarmina Ana Maria, care îndeplinesc condițiile legale menționate. Așa fiind, urmează a se dispune în consecință. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune. În temeiul articolului 114, alineatul 2, coroborat cu articolul 172 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, validează mandatul următorilor consilieri județeni. Pamfil Gelu Ionuț, Pravăț Silviu Ionel, Hârțescu Roxana Elena, Budacă Vasile, Gavriliu Adrian, Nistor Adrian, Enea Pavel Iulian, Izvoran Vasile, Cucerescu Ion, Cosma Elena, Droiman Alexandru Robert, Patrice Emilian, Munteanu George Daniel, Filip Daniela, Andrieș Ionuț, Țarălungă Gabriela, Ichim Cristian Paul, Olteanu Petre Cezar, Boca Laurențiu, Mititelu Mihai, Grițcu Gabriel, Cristia Tina Oana, Iftime Florentin, Șova Sorin, Păslaru Marius, Nechita Neculai, Necula Cosmin, Țaga Aurelia, Pădureanu Stelian Leonard, Vreme Valerian, Melinte Ion, Poșa Irina Diana, Coșa Maricica Luminița, Scripăț Constantin. Invalidează mandatul consilierilor Teslaru Vasile, care a renunțat la mandat, și Pădurarul Mihai pentru nedepunerea tuturor documentelor prevăzute de articolul 114 alineatul 2 literele AE. În temeiul articolului 119 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, validează mandatele următorilor consilieri supleanți. 1. Pleșca George Bogdan, 2. Egarmin Ana Maria. Cu drept de apel în 3 zile de la comunicare, apelul urmează a fi depus la Tribunalul Bacău, pronunțată în ședință publică. Ulterior, întrucât, după cum ați constatat, s-a greșit numele domnului consilier Droiman Alexandru Robert, s-a făcut din oficiu de către instanță îndreptare de eroare materială dispusă prin încheierea din ședința Camerei de Consiliu de la 21 octombrie 2020, prin care aceeași instanță, în aceeași componență,
deliberează asupra îndreptării de eroare materiale, în sensul că, din oficiu la data de 21.10.2020, în dosarul numărul 2428/110/2020, instanța s-a sesizat cu îndreptarea erorii materiale stricurate în considerentele și dispozitivul încheierii civile, numărul 88 din 14.10.2020, pronunțată în dosarul cu numărul 2428/110/2020 a Tribunalului Bacău, în sensul de a se trece numele domnului Droiman Alexandru Norbert, unde este cazul, în loc de Droiman Alexandru Robert, cum greșit s-a consemnat. Cererea a fost motivată pe dispozițiile articolului 442 Cod de Procedură Civilă. Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, instanța reține următoarea situație de fapt. Prin încheierea civilă numărul 88, pronunțată în dosarul 2428/2020 a Tribunalului Bacău, în temeiul articolului 114 alineatul 2, coroborat cu articolul 172 din 9G57/2019, a validat mandatul consilierului județean Droiman Alexandru Robert. Verificând copia cărții de identitate, seria 10 numărul 271622 a domnului Droiman Alexandru Norbert, instanța constată că numele corect al acestuia este Droiman Alexandru Norbert și nu Droiman Alexandru Robert, cum din eroare s-a consemnat. Conform articolului 442 alineatul 1 Cod Procedură Civilă, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea și susținerile părților sau cele de calcul, precum și orice alte erori materiale cuprinse în hotărâri sau încheieri, pot fi îndreptate din oficiu ori la cerere. Constatând că sesizarea privește una din situațiile de mai sus, respectiv numele, instanța o va admite. Va face aplicare articolului 442 alineatul 3 Cod de Procedură Civilă și va dispune ca îndreptarea să se facă în ambele exemplare ale hotărârii. În conformitate cu dispozițiile articolului 447 Cod de Procedură Civilă, cheltuielile vor rămâne în sarcina statului. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune, admite sesizarea din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele și dispozitivul încheierii numărul 88 din 14.10.2020, în sensul că, în mod corect, se va înscrie numele domnului Droiman Alexandru Norbert, unde este cazul, în loc de Droiman Alexandru Robert, cu apel în 3 zile de la comunicare, pronunțată în ședință publică, în data de 21.10.2020. Urmează depunerea jurământului de către consilierii declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de tribunal. Voi invita la pupitru consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, să depună în ordine alfabetică, potrivit articolului 117 alineatul 1 din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, următorul jurământ în limba română. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jurământul se depune după următoarea procedură. Președintele de vârstă cheamă în ordine alfabetică consilierii județeni să citească jurământul, iar aceștia se prezintă pe rând la pupitru pe care se află un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul județean pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie și dă citire jurământului, după care semnează jurământul de credință pe un formular în dublu exemplar. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea semnează consilierului județean ales împreună cu insigna de consilier județean. Și acum vom trece la procedură. Invit să depună jurământul domnul consilier Andrie Șionuț. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și pe cealaltă? Unul luați, unul rămâne la loc. Este invitat domnul consilier Boca la Aurelie.
Bună ziua! Da. Subsemnatul Boca Laurențiu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 72, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Nu pe asta. Da, vă mulțumesc. Subsemnatul Budacă Vasile, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 172, raportat la articolul 117 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Coșa Maricica Luminița, consilier județean, în cadrul Consiliului Județean Bacău, în conformitate cu articolul 172, raportat la articolul 117 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău, așa să-mi ajute Dumnezeu. Ziua. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Se consideră conform codului administrativ motivat. Urmează domnul consilier Ichim Cristian.
să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează domnul consilier Munteanu George Daniel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne spunem. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Încerc la toți corpul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mm-hmm.
Unteanu Petrecesar, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bacău, depun în fața Consiliului Județean Bacău următorul rând. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și în începerea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul consilier Panfil Gelu este invitat pe domnul președinte. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Îl invit pe domnul consilier Patrick să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează doamna consilier Oșa Irina Diana. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Urmează domnul consilier Veșca Leșca George Bogdan. Tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmează domnul consilier Pădureanu Stelian Leonard. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute. Urmează
domnul consilier Căslaru Marius. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să mă ajute Dumnezeu. Pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc.
Având în vedere depunerea jurământului de către număr de 36 de consilieri județeni, sunt îndeplinite condițiile legale prin care Consiliul Județean Bacău este legal constituit. În urmare, în 3 zile de la acest eveniment se va emite ordinul prefectului. Mult succes tuturor și multă sănătate! Dar cu o singură rectificare au fost depuse 35 de nominii pentru că domnul Ichil a anunțat că ne-a transmis concediu medical. Urmează depunerea jurământului de către președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Stacea, și rog pe domnul Pleșca George Bogdan să citească încheierea Tribunalului Bacău. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felicitări tuturor! Și portiți la în față aici. În momentul ăsta vă exercitați cu ajutorul lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Rămâne la dumneavoastră. Trebuie să-mi iau telefonul. Domnul Pleșca George Bogdan, face încheierea. Domnule președinte Valentin Mancea, stimați colegi, dragi invitați, încheierea numărul 89/2020, ședința Camerei de Consiliu de la 16 octombrie 2020, instanța constituită prin președinte Cetina Cărmeră și crefier Ciclona Ramona Bancuță. Vă rog judecarea cauzei civil privind pertent biroul electronic de circunscripție numărul 4 Bacău. Având ca obiect validarea președintelui Consiliului Județean, fără citirea părților, s-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care evidențiază părțile, obiectul pricinii, modul de îndeplinire a procedurilor de citare, arătând că procedura de citare este legal îndeplinită fără citarea părților. Instanța reține cauza în pronunțare. Tribunalul, deliberând, constată următoarele. Prin sesizarea patentului biroului electoral de circunscripție județeană numărul 4 Bacău, registrată sub numărul 2437/110/2020, pe rolul Tribunalului Bacău, s-a solicitat să se dispună validarea mandatului domnului președinte Valentin Ivancea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Analizând sesizarea precum și înscripturile depuse la dosar, tribunalul constată că aceasta este întemeiată. Potrivit articolului 187, care face trimiterea la articolul 149 din Codul Administrativ, mandatul de președinte al Consiliului Județean Bacău este validat după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Potrivit articolului 27, alineatul 1, litera I din legea 115/2015, biroul electoral de circunscripție județeană, respectiv biroul electoral de circunscripție a municipiului București, totalizează voturile exprimate pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, respectiv pentru Consiliul General al municipiului București, pentru primarul general al municipiului București și stabilește rezultatul alegerilor, eliberează consilierilor, respectiv președintele Consiliului Județean și primarului general al municipiului București, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite judecătoriei ori tribunalului, după caz, în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegerile procesele verbale. De asemenea, potrivit articolului 103, alineatul 5 din același act normativ, un exemplar al procesului verbal pentru Consiliul Local, pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primar, după caz, împreună cu întâmpinările, contestațiile și procesele verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat și semnat de președinte și de membrii birourilor electorale de circumscripție, se înaintează sub paza personală structurilor Ministerului Afacerii Interne, în cel mult 48 de ore, la judecătoria în a cărei rază teritorială se face circumscripția electorală pentru care au avut loc alegerile, iar pentru Consiliul Județean, pentru președintele Consiliului Județean, respectiv pentru primarul general al municipiului București, la tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală prin care au avut loc alegerile, respectiv la tribunalul București, după caz, în vederea validării mandatelor.
Tribunalul constată că aceste înscrisuri au fost depuse la dosar, astfel încât urmează să se considere ca fiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege relative la validarea mandatului domnului Valentin Ivancea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Acestea fiind, urmează a dispune în consecință. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune. În temeiul articolului 187, coroborat cu articolul 149 din Ordonanța de Urgență număr 57/2019, validează mandatul domnului Valentin Ivancea pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău. Prezenta va fi comunicată prefectului și secretarul general al județului Bacău, care au obligația aducerii la cunoștință publică în termen de cel mult 24 ore de la comunicare. Cu acest drept de apel pentru orice persoană interesată în două zile de la aducerea la cunoștință publică. Apelul va fi depus la Tribunalul Bacău. Domnule președinte, felicitări! Se numează în așa domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea și urmează discursul de început de mandat. Mulțumesc! Am fost investit de două ori. Era mai simplu. Era mai simplu, dar... Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule. Domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean, prezintă discursul la începutul de mandat. Bună ziua și vă mulțumesc! Vă felicit pe toți, felicit consilierii județeni și... Deși am crezut că nu să am emoții, chiar am. Vreau să mulțumesc în primul rând cetățenilor care m-au votat, care mi-au acordat încredere. Vreau să mulțumesc echipei social-democrate pentru strategie, viziune și curajul de a mă susține la președinția Consiliului Județean. Vreau să asigur toți locuitorii județului Bacău că îmi voi face datoria cu onoare, demnitate și determinare. Angajamentele asumate în campania electorală vor deveni de luni obiective pe care le voi urmări spre finalizarea lor. Am câteva direcții pe care le voi urmări să se îndeplinească. Una ar fi atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea județului Bacău, pentru implementarea proiectelor și, cum bine știm, că nu putem aduce dezvoltare decât dacă avem o resursă financiară asumată și care poate să dezvolte județul așa cum poate să o facă autostrada A13. De asemenea, am să fiu un partener loial, transparent cu mediul de afaceri. Îmi doresc ca în calitate de președinte al Consiliului Județean, investitorul local, oamenii de afaceri să regăsească în mine un sprijin care să aducă plus valoare dezvoltării economiei județului. În acest sens, îmi doresc administrația pe care am să o conduc să fie eficientă, să fie bazată pe criterii de performanță, pe indicatori de rezultat și îmi doresc în același timp să fie un partener loial al cetățeanului. Cred că
Nu în ultimul rând, vreau să am o colaborare transparentă, bazată pe principii, cu primăria municipiului Bacău și cu instituția prefectului. Am dorit, ca și consilier județean, ca și președinte al Consiliului Județean, să facem ceea ce am spus și public acum câteva zile, o alianță pentru sănătate, o alianță anti-COVID, astfel încât să reușim să trecem peste această perioadă dificilă. Cred cu convingere că doar împreună cu toți factorii decizionali, indiferent de culoarea politică, vom putea să facem un front comun pentru combaterea pandemiei. În acest sens, prima decizie pe care am să o iau în calitate de președinte al Consiliului Județean este desemnarea în Consiliul de Administrație a Spitalului Județean de Urgență a doamnei doctor Mihaela Oana Mihaela Secară. Doamna doctor Oana Mihaela Secară este fostul manager al Spitalului Județean, Spitalului Municipal Onești și este medic epidemiolog. O specialitate care astăzi este în prima linie de luptă împotriva pandemiei, alături de ATI și alături de medici infecționiști. De asemenea, vreau să vă spun, și sunt convins că sunteți în asentimentul meu, nu avem timp de pierdut. Ca atare am să convoc o ședință a Consiliului Județean de îndată, miercuri, 28, ora 9. Vă mulțumesc frumos! Sens că aleșii județeni aveți obligația legală ca în termen de 30 de zile de la data depunerii jurământului, deci de astăzi, să depuneți aceste declarații. Vă mulțumim tare mult și declarăm ședința închisă.